Bună seara și bun găsit la Misiunea Îndeplinită. Sunt Carmina Vlad, iar de această dată trebuie să recunosc că am o ediție specială cu doi invitați speciali. Mie îmi plac eu foarte mulți câinii și trebuie să recunosc că am acasă un câine. În platoul nostru este un câine. O să vedeți despre ce este vorba. Este o fetiță cu minte și frumoasă pe care eu am drăgălit-o, cum îmi place mie să spun că îi drăgălesc pe câini. Iar cel care ne-a adus-o este domnul Liviu Ionescu, vicepreședintele Comisiei Mondiale de Salvare, Federația Chinologică Internațională, căruia îi spun bine ați venit la noi și vă mulțumesc că mi-ați adus-o pe Neki. Da. Să rămână cu mare drag oricând la TLU. Neki este decanul de vârstă și a cățeilor mei de acasă, dar și a Centrului Național de Educare Canină. În vârstă de aproape 12 ani, ea este o vicecampioană mondială de căutare-salvare. Deci are o istorie, are carte de vizită cu care atât eu personal, familia mea, cât și clubul pe care îl conduc, avem așa o stare emoțională, da, și de mândrie, dar și o stare emoțională de bine, pentru că ne-a făcut o mare bucurie să fie alături de noi. Da, și vreau să spun că este foarte cu minte. Eu m-am jucat cu ea înainte și până să înceapă emisiunea, bineînțeles că ea s-a obișnuit să fie drăgălită, să se joace cineva cu ea și nu putea, trebuia să stea și ea ca la camera, trebuie să o învârtim. Ea e o răsfățată, să înțeleg, de dumneavoastră. Este, pentru că în general căței noștri, căței familiei mele nu stau în padoc, ei sunt liberi la curte, fiecare are locul lui, se joacă între ei, știu poziția ierarhică, ce au voie, ce nu au voie să facă, cum își păstrează distanța între ei, fapt pentru care ea deja simte imediat când cineva o răsfață, mergem la plimbare, deja mă cunoaște, simte ca și orice cățel când este vorba de plecăm la un antrenament sau la simplă plimbare sau la televiziune, deci imediat anticipează, se bucură și se răsfață din plin. Și bineînțeles că simte și omul când o iubește, când vede că o iubește, știți? Ca orice animal. Indubitabil, clar. Da, eu v-am spus înainte de emisiune că am și eu acasă un Akita Inu japonez, are 3 ani. Mulțumesc, rămâna. E frumos foc, seamănă așa, are o culoare roșcat, de vulpiță. Noi zice că e vulpița casei. E băiețel. Și am văzut că simte orice câine, simte când un om este rău, când un om îl iubește, când un om vrea să-ți facă rău, când un om rău îți intră în curte, când tot la fel noi îl lăsăm liber în curte. Și simte orice și când îi spui hai, mergem la plimbare, mergem, pa, el știe că trebuie să se uită acolo la ham, să uită și știe că trebuie să iei hamul să meargă la plimbare. Asta le spun și elevilor mei, fie că sunt la catedră sau pe teren de antrenament. Din punct de vedere etologic, ceea ce privește comportamentul animalelor și psihologia lor și acest aspect psihorelațional om-câine, ei anticipează, ei simt, ei ne cunosc pe noi. Noi suntem într-o perioadă, într-o permanentă cercetare, ei cresc, se schimbă de la o săptămână la alta, de la o lună la alta și ne surprind că memorează, că deja ne cunosc, că anticipează, încearcă să ne scoată din starea pe care o am, pe care o avem noi, o stare mai puțin plăcută pe care o agrează sau nu o agrează animăluțul. Încearcă să ne determine să ne jucăm, încearcă să ne responsabilizeze momentul în care este cu noi. Ei bine, toate aceste lucruri pe noi ne fascinează, pentru că le redescoperim în fiecare zi. Feedback-ul este exact invers. Noi nu ne mai schimbăm. Da? Dacă ei sunt într-o perioadă, într-o permanentă creștere, până la maturitate și ne surprinde la unul la alta, ei deja ne cunosc pe noi. Da? Noi avem o creștere foarte lentă, avem un anumit tip de comportament, un anumit tip de relație în familie, între membrii familiei, cu animalele. Ei ne învață mult mai repede decât îi învățăm noi pe ei. Și atunci ne surprinde fiecare atitudine pe care nu credeam că poate să o aibă. Da. Da? Ei, și din acest punct de vedere, această lume chinologică este foarte fascinantă pentru că ne ajută să-i descoperim, să vedem ce înseamnă sentimentul pur, starea din punct de vedere psihorelațional, emoțional, cât de mult contează din punct de vedere al empatiei
da, empatizează imediat cu noi, încearcă să ne scoată din stare, să simtă anumite trăiri ale noastre, probleme medicale, probleme sociale, probleme profesionale, psihorelaționale. Și atunci, ei fără să vrea, nu fac niciun efort, dar devin un terapeut. Din momentul în care am luat în casă, fie că avem un chihuahua, un akita inu, un labrador, orice rasă, nu contează, sau când e chiar de nerasă, el este de fapt un terapeut. Da? Noi luăm să ne schimbe o anumită stare, să ne degaje o anumită stare de mulțumire, de împlinire, de, eu știu, să uităm de anumite probleme de conflictuale pe care le-am avut în timpul zilei sau, de ce nu, să devină un terapeut într-un cadru organizat, fie medical, fie să devină un performer, fie în sport, în kinologia sportivă sau în kinologia utilitară. Dar să știți că am observat ceva la câini, că indiferent cât de obosit ai fi sau indiferent cât ar fi de cald sau frig afară, ei tot se bucură pentru tine când vii acasă, când intri pe poartă. Deci sare pe tine, te primește cu atâta căldură, dacă ar putea să fie și oamenii așa. Ce bine ar fi, păi, să știți. Păi n-are cum, știți dumneavoastră acea glumă că cine nu te așteaptă cel... Dacă întârzi mai mult acasă, cine e singura ființă care te așteaptă cu bucuria? Cățelul. Că ceilalți membri din familie încep de ce, unde, cum. Da. Și atunci îl apreciez mai mult. Rolul, din punctul meu de vedere, rolul lor este de a oferi mult mai mult decât le dăm noi. Fie că nu știm cum, când, de ce au nevoie, fie că ne mulțumim cu acest aspect psihorelațional că ei ne dau foarte mult și avem pretenții că este normal, nu este normal și noi ar trebui să dăm la fel de mult, da? În ceea ce privește această afecțiune, acest atașament, această iubire necondiționată, mai avem mult de învățat de la ei decât au ei de învățat de la noi. Așa este. Dumneavoastră antrenați acest câini și v-aș întreba prima întrebare. Ce fel de câine se poate antrena? Se poate antrena și un maidanez? Ok. În primul rând și în primul rând, trebuie să le spun tuturor, și cei care sunt ancorați în lumea kinologică și cei care sunt nechinologici. Da, să vorbim pe înțelesul tuturor. Exact. Nu este un factor determinant dacă este de rasă sau nu. Uh-huh. Nu este un factor determinant dacă este de talie mică sau de talie mare. Nu este un factor determinant din punct de vedere al selecției dacă stă la casă sau la bloc. Exclus acest lucru. Singurul punct de reper ar fi în momentul în care ai în cap, ai ca idee, mi-am luat un animăluț, mi-am luat un câine, da? Și ca să nu devină un impediment, ce fac cu el, unde îl las, nu mă ascultă, ce se întâmplă când ies la plimbare, să-și facă necesitățile fiziologice, când mă duc în vacanță și așa mai departe, ar trebui să apară în mintea fiecăruia, da? Aspectul educațional, kinologic, utilitar. Ei bine, de la vârsta de 6 săptămâni, când putem să o luăm cel mai devreme, de la o canisă, de la nu contează de unde, îl primim cadou, da? Trebuie să îi se facă niște psihoteste canine. Eu cel puțin așa procedez și le recomand tuturor elevilor mei. Când vorbim din punct de vedere etologic, ar trebui, nu vorbim doar dacă ne uităm la câine. Trebuie să-l vedem, să-i facem niște studii, să-i facem niște psihoteste canine. În urma cărora putem determina un temperament, un caracter, un coeficient de inteligență, un coeficient de adaptabilitate la mediul în care va locui, la persoana respectivă dacă sunt compatibil sau nu, la ce specialitate, spre ce specialitate poate fi îndrumat cățelul sau nu. Avem un câine mic, ne gândim să fie un câine cu minte. Asta înseamnă deja o să fie un câine de companie. Și aceste psihoteste ne arată clar dacă poate fi un câine de companie, de salvare, de agility, de un câine pentru câine ghid pentru nevăzători, un câine ghid pentru copii cu probleme, da, sau eu știu, cu alte afecțiuni sau persoane în vârstă, da? Deci spre aspectul terapeutic mă refer. Poate să fie un foarte bun câine sportiv, în kinologia sportivă, să învețe sau să exceleze în diferite sporturi canine. Deci, paleta este foarte largă, depinde ce vrem noi. Dacă noi facem o evaluare globală și ne gândim, vreau doar asta și descoperim că nu se poate, o să fim foarte dezamăgiți în sufletul nostru. Dar ce vârstă ar trebui să aibă un câine încât să poată fi antrenat? V-am zis, după vârsta de 2-3 luni, cam știi
ce aptitudini are. Acestea se vor repeta lunar și ușor, ușor, după vârsta de 3-4 luni, începem școala. Cu o socializare, adaptabilitate cu mediul, cu grupul de alți câini, cu grup de oameni, începe să scoatem la plimbare în diferite locuri, în diferite zone ale orașului, mai aproape sau în departe locul de unde stăm, pentru că și comportamentele se schimbă. Ce înseamnă cu un factor de stres determinant? Pe stradă, claxoane, frecvența ambulanței, noaptea, farurile de mașină sau doar în timpul zilei, da? Într-o zonă urbană sau mă duc în parc unde nu e nimeni. Deci nu-l ajut dacă mă duc doar într-un singur loc la anumite ore și eventual să nu se întâlnească cu nimeni. Nu. Acest tip de comportament ne determină pe noi, sau eu aș trage concluzia despre proprietari, că sunt egoiști. Da. Este mai ușor în munca, mă duc doar acolo, mă liniștesc cu cățelul sau doar pentru necesitățile fiziologice, m-am liniștit eu și gata. Da. Și, domnul Ionescu, haideți să vă spun, având acest câine eu acasă, am învățat un lucru. Cum mă ți le duci, așa l-ai. General valabil. Dar pentru că noi i-am spus clar, nu ai voie la masă, stă în bucătărie, dar nu pune labele pe masă sau cum fac alții, fură mâncarea de pe masă. I s-a spus de mic, n-ai voie, n-ai voie, nu, el nu se urcă cu labele pe masă din bucătărie. De asta am și spus. Își face nevoile, cere. Corect. Chiar dacă iarna îl ținem în casă, cere afară și îl ducem afară. Prin comportament înțelegi ce îți cere, care e mesajul. Da, deci așa l-am educat de mic. Adică el știe ce trebuie să facă, când trebuie să facă, nu ai voie să te duci acolo, nu ai voie ca acolo și imediat... Educația apare în primul minut... De când îl ai? De când a ajuns acasă. Fără să-mi dăm seama, facem niște pași mici pentru un antrenament general, pentru un antrenament de familie, da? Și îl învățăm ce are voie, ce nu are voie, unde are voie, unde nu are voie. Nu trebuie să fii un kinolog, trebuie să fii un specialist ca să faci lucrurile astea. Problema este alta. Ce se întâmplă dacă l-ai lăsat până la o anumită vârstă și după anumită vârstă te deranjează acest comportament al lui și brusc îi simt comportamentul? Nu se poate. Dacă el nu înțelege de ce prima dată l-ai lăsat și după aceea nu l-ai lăsat, de ce are voie și pe urmă nu mai are nevoie, de ce se schimbă un program cotidian fără să înțeleagă, fără să treacă prin niște pași intermediari, ajunge la o situație conflictuală. Da? Începe să se manifeste cum vrea el, începe să plece, nu ne să mai fie agresiv. Până la agresivitate apar micile trucuri, micile comportamente neînțelese de către noi. Da? Simplu fapt că urinează peste tot. Pe hainele noastre, ne distrug hainele, ne le toacă, ni le ascunde. Sunt niște comportamente. E, până la 3 luni, 6 luni, așa, între 3 și 6 luni, vreau să spun că al meu rodea toți papucii. Deci nu mai aveam niciun papuc la curte. Înseamnă că e un câine cu personalitate care nu i-a plăcut ceva. Nu i-a plăcut. Și după 6 luni, gata. S-a liniștit. S-a liniștit. Dar foarte cu minte. Și am început să învăț și eu comportamentul animalelor, citind despre ei, pentru Corect. Că mie îmi plac foarte mult câinii, trebuie să recunosc. Și chiar îmi place ideea asta de antrenament pentru a salva vieți. Îmi place foarte mult ceea ce faceți, trebuie să recunosc, pentru că eu vă urmăresc de foarte mult timp, chiar dacă nu v-am avut niciodată la emisiune invitat, dar în spate vă urmăresc și văd pe YouTube foarte multe filmulețe și am învățat foarte multe, trebuie să recunosc, vă spun acum în direct, foarte multe de la dumneavoastră despre câini. Mulțumesc! Și v-aș întreba, cât durează un antrenament dintr-o asta? Contează foarte mulți factori. Dacă noi plecăm la drum într-un acest program educațional de la 3 luni, depinde de răspunsul acestor psihoteste. Un modul educațional de companie, dar avem un câine inteligent sau nu, avem un câine care l-am luat de pe stradă, avem un câine care știm tata, mama, arbole genealogic și știm ce... Până la 4-a generație am înțeles că ne da, se duce, exact. Da? E, toate aceste lucruri trebuie să le descoperim prin aceste psihoteste repetabile din timp în timp. Un modul educațional poate să dureze 2 luni, poate să dureze și 1 an de zile pentru a fi un câine de companie, un câine de salvare. Nu ne gândim să asimileze măcar o specialitate de salvare din cele 6 pe care noi încercăm să, în cele 6 care noi încercăm să-l formăm câine de căutare-salvare mai devreme de 6 luni. Deci noi discutăm căutarea, din punctul meu de vedere, specialitatea de căutare salvare este cea mai grea, cea mai diferită, cea mai variată. Apar situațiile intempestive, apar varietăți comportamentale atât la noi cât și la cățel. Trebuie să ne detașăm de toate problemele cotidiene, stres și așa mai departe, să nu transmitem câinelui, pentru că noi trebuie să învățăm la un moment dat să se descurce singur.
ce se întâmplă într-un caz real, ce se întâmplă într-o misiune, ce se întâmplă la un concurs, nu mai este cu noi, noi îi spunem să caute. El trebuie să știe unde, cum, când, care este comportamentul față de o persoană găsită, care este adaptabilitatea lui și de a găsi soluții în diferite medii, fie că este în căutare de subdermături, fie că vorbim despre specialitatea de căutare pe suprafață, adică persoane dispărute la păduri sau alte zone montane, fie că vorbim de câinele de avalanșe, fie că vorbim de câinele de urmă, câinele de salvare din apă. Sunt niște specialități foarte bine puse la punct kinotehnic, dar noi trebuie să vedem cum reacționează câinele singur. Acest lucru se realizează în timp. De asta spun, un modul educațional este minim de 6 luni, poate să dureze și 2 ani, 3 ani de zile. Avem noi răbdarea să ajungă câinele nostru la această performanță? Da, ar trebui. Și o spun cu toată seriozitatea și nu mai o recomandare, ci este un apel al meu. Câinele de căutare, salvare, pe lângă sport, da, pe lângă activitatea kinologică, pe lângă aspectul sportiv kinologic, utilitar, este, nu mai este un lux, este o necesitate, pentru că este un ajutor social. Da? Este o activitate socială, îți dispare un copil, este un caz de necesitate, te duci alături de alte echipe de intervenție, fie profesioniste, cum este ISU, de exemplu, sau civile, medicale, paramedicale sau gen smurd și așa mai departe. Deci, trebuie să ne gândim, să facem un arc peste timp, ok, mă implic, da, mă dedic lui, mă dedic vieții sportive, mă dedic activității de salvare, pentru ce? Pentru a salva vieți. Asta se va vedea în timp, nu imediat, nu mâine. Cine se îmbată cu apă rece, cum se întâmplă în Balcani, în 80% dintre cazuri, fie cedează după câteva luni, proprietarul, deși câinele are un potențial fantastic, fie consideră că nu mai este atractiv, fie că trebuie să se gândește la aspectul că trebuie să facă antrenament pe ploaie, pe vânt, noaptea, ziua. Și cu noi românii, din păcate, și asta se întâmplă în Europa de Est, nu prea înțelegem fenomenul ăsta de voluntariat, să-l facem la un nivel profi și în timp, astfel încât noi să devenim o rotiță dintr-un mega-meganism, ce înseamnă să ceresc în lume, nu facem decât să creștem generații, generații, generații și dintre aceștia doar 10-20% performează cu câini să avem câini de căutare, salvare. De-a, spuneți-mi, acești câini de căutare, salvare, pot să... Același câine, de exemplu, da, o luăm pe Nechi, da? Ea poate să ducă să caute pe cineva în dărâmături la un cutremur, da, sau poate să caute și pe cineva un copil dispărut? Depinde de ce specialitate. Sunt specialități diferite. Sunt specialități și direcții diferite și în funcție de tipul de dezastru, de situație reală, da? Atunci apelez la o echipă de căței specializat în pentru acea situație. Deci nu puteți să-i specializați pe mai multe. Sunt câini care, după o anumită vârstă, când am învățat foarte bine o anumită specialitate, se pot muta și pe exact altceva. Și putem să-i formăm în cea de-a doua specialitate. Există acest câini și noi în Centrul Național de Educare Canină avem, există și în lume acești căței și mai mult decât atât, având în vedere că un câine de căutare, salvare face mai mult decât un câine de companie. Este și lucrează, este un câine pentru oameni, pentru copii și lucrează cu ei, încercăm să-i băgăm în diferite programe educaționale pentru copii sau de terapie. Îi dăm o alternativă psihocomportamentală la cățel și un deliciu emoțional și de imagine copiilor și oamenilor. Și am observat atunci, ceva. Ei merg împreună cu aceste specialități și de terapie sau aspect terapeutic, că nu este terapie pură, și de căutare, salvare. Da, deci, știți că am văzut ceva la, de exemplu, la câinele meu, iubește foarte mult copii. Ar trebui orice cățel să iubească deci, copii. Vreau să vă spun că dacă ne-l scoatem afară, da, și ne ducem pe acolo, pe la Casa Științei și Tehnicii, prin parc cu el, el, dacă e între copii, e în lumea lui. Nu te, nu te mai bagă în seamă. Deci păi el să joacă și de ce te-ar băga? Copii, pentru că, da, și copiii îi iubesc, chiar dacă e mare, are 45 de kilograme. Deci vă dați seama că e foarte mare un câine. Din punct de vedere emoțional, este reciproc cu aceeași bucurie și aceeași dăruire. Se leagă, se creează un feeling și este imediat și foarte puternic. De ce să-l scoatem noi pe cățel din această stare de bucurie și de relaxare? El îți dă o energie, îți dă o plăcere, primește de la copii. Copiii îți o transmit necenzurat, copiii ți-o transmit, da, în orice moment, la intensitate maximă. Și nu-i mușcă. Și el. Și nu-i mușcă. De aceea. Nu-i mușcă. Nu, el oferă nu-i ceea atacă. Ce primește. De aceea sunt câini care se schimbă din punct de vedere al atitudinii, pentru că degeaba ne zâmbește nouă persoană
în subconștientul lui are o altă atitudine când îl simte imediat. Da, da, da? Am văzut. Mai mult decât atât, degeaba avem noi un prieten, dar în momentul în care zice, ok, vin pe la tine, dar știi, eu nu suport părul de câine. Ok, am înțeles mesajul, de fapt, câinele meu îmi transmite prima dată. Eu știu care sunt prietenii mei, care sunt cunoscuții și care iubesc sau nu iubesc câinii. Îmi dau seama după comportamentul lor față de animalul pe care l-au în casă. Da? Are copilul un animăluț, vezi părinți care zic, ok, tu mai încolo, fie că mă murdărește sau el de aici nu intră în camera mea, fă-i orice altceva, numai ca să nu intre într-un contact direct cu animalul respectiv. Animalul. Ceea ce e rău, că trebuie să investi pe copii foarte mult lângă un animal, să, în felul ăsta nu le e frică. Am întâlnit caz dintre ăsta, eu l-am lăsat prin cartier pe la mine, pe la bloc, și a trecut o mamă cu un copil. Și mama foarte... Și acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră dacă e bine ce a făcut mămica. Ai grijă să nu te muște? Ai grijă nu pune mâna pe el? Că ia boli? Și am spus, doamnă, acest câine este vaccinat și deparazitat, are carnetul la zi. Deci un câine de companie foarte bine analizat din punct de vedere medical. Și cum îl învățați pe copil, așa o să-l aveți, o să-i fie frică toată viața. Eu zic, bine, pune mâna pe câine să vezi că dacă îți face ce. Câinele s-o lingă și data mă linge. Păi pentru că te linge, pentru că te iubește. Corect. Și pune mâna pe el așa să vezi. Așa se manifestă el. Da, așa se manifestă. Și am spus, pune mâna pe el să vezi să-ți face ceva. Dar am văzut că nu face. Hai, gata, lasă, nu mai pune mâna pe câine, nu mai... Și am spus, rău faceți, pentru că o să-i fie frică de câini. Corect. Nu știu dacă am gândit greșit, dar o să-i fie frică de câini cu timpul. Doamne ferește, că e frică este una, și să nu mergem mai departe, Doamne ferește, să n-aibă reacții adverse față de câini. Aici sunt două aspecte. Aspectul educațional, din familie. Sunt persoane care, părinții, bunicii, vecinii, unchii, cei care sunt responsabili ai copilului respectiv, ei nu iubesc animalele și n-au cum să înțeleagă acest feeling, nu-ți respectă pasiunea ta și transmite ceea ce fac, gândește el. Există și extrema cealaltă, mamă, acel comportament de mamă elicopter, vrea să acopere și să facă ea tot, ea știe tot despre copilul ei, nu lasă să-și formeze personalitatea, viziunea, comunicarea, să mai dai și implicarea în natură, da, și are ea impresia că știe ce trebuie să facă copilul și copilul de fapt nu gândește, nu face doar ceea ce este, implică și emoțional și al activități și social și totul lumea, și deja acel copil va crește o legumă din toate punctele de vedere, cine se supără pe mine, asta este realitatea. Și mai este un aspect, acel aspect de neîncredere, și asta pleacă de la nivelul de civilizație. Dacă am citit puțin, dacă am învățat să respectăm acest hobby, dacă am învățat să luăm niște răspunsuri de la cei care au animale, de la cei care au căței, noi putem să le filtrăm, da? Să creăm o cogniție și să transmitem mai departe în urma filtrelor noastre copiilor. Există un alt aspect din punct de vedere al războiului psihologic între generații, indiferent ce zic părinții, copiii tot aia fac. E, acolo e o problemă. Copilul își dorește așa de mult, fie că este răsfățat și știe că poate să vorbească oricine matur pe lângă el, că e în centrul atenției, fie are o personalitate foarte puternică și își dorește așa de mult să relaționeze cu un cățel care îi transmite pasiunea și dragostea lui și nu mai interesează ce zic părinții. E, acolo mai târziu să apară niște probleme din punctul de vedere al relației și al comunicării, pentru că la 12-13 ani copilul ăla s-ar putea să-ți dea ignor. Apropo de vocabularul și tehnica de astăzi, da? Sau eventual dacă îl cerți, îți dă un delete de nu te vezi. Și atunci face și nu-ți mai spune ceea ce face. Iar apare un aspect. Deci totul pleacă de la educație și trebuie să ne gândim cum putem să ajutăm copilul, cum putem să-i formăm personalitatea, cum îl responsabilizăm, cum îi creăm, îl lăsăm să-și creeze, să-și crească și să-și formeze creativitatea prin comunicare, prin acțiune asupra cățelui, prin comunicare și implicare în diferite jocuri cu el, să-l deseneze, să vorbească despre el, să îl descrie, apare memoria, da? Apare știința de a învăța, știința de a memora, pentru că trebuie să vă spun și foarte mulți, chiar și psihologi și medici, nu mai vorbim mămici, o categorie, nu mulți, s-au supărat pe mine când le-am spus că majoritatea tehnicilor de învățare din partea analitică, în partea cognitivă, deci în umbrela, sub umbrela
psihologiei sunt concluzii în urma unor experimente pe câini. Și de aceea kinologia seamănă cu educare, formare, memorarea și așa mai departe, se regăsește în 80% dintre cazuri despre creșterea copilului. În 80%. De ce? Concluziile au fost despre delfin, de la delfin, maimuță, cal, câine și au fost transpuse și implementate în comportamentul uman. Acum, să spui astăzi că un câine nu este util, înseamnă că este o lipsă de informare, ca să nu zic mai mult. Da, dar spuneți-mi cât, de exemplu, eu ca persoană fizică, pot să-mi antrenez propriul câine? Dacă știi. Nu, să vi-l aduc dumneavoastră să mi-l antrenați și să nu iau acasă. Foarte bine, mă bucur că mi-ați adresat această întrebare, numai că cum mi-ați adresat întrebarea nu-i corect. Și anume, sunt mai multe metode de lucru. Eu vreau să mi-l antrenez, să vină dumneavoastră la antrenat și să mi-l iau acasă. Imediat. Sunt mai, în urma acestor psihoteste, putem vedea dacă, sau ar trebui să vedem și să știm, că sunt foarte mulți dresori, dar specialiști sunt 1% în România, ca și în orice domeniu. Toată lumea se pricepe și la kinologie, la câini, dar tehnic nu discutăm. 1% e mult spus. Și atunci, în urma acestor psihoteste, vedem dacă un exemplar canin face dependență de persoana care îl antrenează sau nu. Atunci, eu pot să zic, acest exemplar, dacă îl antrenez eu sau îl antrenează altcineva din familie, este egal pentru câine. Câinele este dornic să învețe, câinele are alt temperament, pe el interesează altceva. Nu este un punct de reper major pentru câine dacă mă schimb eu sau altcineva. Din potrivă, sunt câini care trebuie să fie lucrați numai de către un membru din familie. Sunt câini care trebuie lucrați numai cu numai de către persoana care stă mai mult cu el sau uită să mănânce. Deci criteriile ei și le stabilez, nu noi. Noi doar impunem. Metode sunt și așa. Eu vi-l aduc, duc la o școală X și îl iau pe a doua zi, la sfârșitul lunii, la sfârșitul săptămânii sau la sfârșitul modulului educațional de 6 luni, 12 luni, gata, format. E o mare greșeală din punctul meu de vedere. Nu mai sunt în anii 80. Îl duc la dresaj și îl iau gata de parcă are, nu știu ce, gadget. Da, parcă am adaptat telefonul mobil. Nu. Total greșit. Poate să înțeleagă că câinele acolo la școală am venit acasă să stă în vacanță. Poate să facă dependență de acea persoană. Nu știi metodele de formare acele persoane. Poate să fie par force, da, curent electric, bătaie, duritate sau dimpotrivă, mâncărică, joacă, cu blândețe. Deci sunt un evantai psihoeducațional foarte variat și nu știm care este comportamentul final. De aceea eu recomand împreună om-câine această echipă să înceapă să parcurgă etapele educaționale, un modul, două, trei, până unde vrem noi să ajungem și noi știm ce am format timp de 15 ani, să le dea Dumnezeu să aibă parte de câine 20 de ani, da? alături de ei. Fac boli? Sunt sensibil. Chiar dacă sunt antrenați? Da, n-au nicio problemă. Problema medicală, problema medicală. Am văzut foarte mulți câini, dar nu fac nicio diferență, sunt foarte mulți câini care o problemă medicală, dar trec peste, sunteți la fel ca și oamenii. Adică știm că am probleme, dar vreau să trec peste acest complex, peste această problemă, să nu fie o problemă mentală, că cad în altă extremă, da? Și mă alimentez cu ideea, chiar indiferent ce problemă are câinele meu, vorbesc cu medicul, vorbesc cu kinotenistul, vorbesc cu trainerul sau vorbește cu mine și atunci știe ce să parcurgă și viața merge înainte. Trebuie să treacă peste tot. Într-adevăr, câinele utilitar, mai ales câinele de căutare-salvare, este expus la diferite boli, dar intră în contact, schimbă foarte bine mediile, poate să treacă printr-o focar de, eu știu, de hoituri, de eu știu alte probleme, da, de animale întreținute, pentru că ei caută oameni, se duc, se fac antrenamente acolo. Dar, din punctul meu de vedere, recomandarea este orice câine care parcurge acest modul educațional trebuie să se ducă mai des la medic. Ca o prevenție, repet, nu că asta ar fi un semnal de alarmă. Trebuie să te duci cu el de la medic chiar dacă nu face astfel de antrenamente. Dacă ai un câine de companie și el... Aici mă bucur că noi ne ducem cu câinele mai des decât ne ducem pentru noi. Cu siguranță vă spun. Este. Cu siguranță vă spun. Vă spun la din propria experiență. 90% din populația umană se duce la medic numai dacă. Da, e o constrângere, o motivație în exterior sau o problemă. Pentru cățel, orice mi se pare mie, a căzut firul 5.000 și trăia 5.000, doi m-am dus cu el la doctor. Nici așa. Dar ca să te duci minimorum de două ori pe an la medic, este ceva normal. Da. Eu vă propun ceva.
Vreau să facem alte emisiuni în care să vorbim despre copii și animale și câini. V-ați spus corect, într-o emisiune nu ne ajunge. Da, da, emisiuni. Deja am trecut de 30 de minute și aș vrea să vorbim și despre câini și care însoțesc persoanele nevăzătoare. Deja intrăm în aspect etologic, materia mea, că sunt profesor de etologie, deci clar că putem discuta ore întregi despre acest lucru. Vă mulțumesc din suflet pentru tot că ați venit și vă mai aștept. Acest subiect. Vă mulțumesc pentru ideea de a invita și a discuta, de a informa populația și a educa populația, pentru că ceea ce faceți dumneavoastră sunt niște emisiuni educative. Educative, da. Și mi-ar plăcea să cred că cei care ne-au uitat, care s-au uitat la noi, au memorat cel puțin 20% din ceea ce le-am spus. Doamne ajută, așa să fie. Vă mulțumesc încă o dată, mare vă felicit pentru tot ce faceți. Mulțumesc. Și să vă dea Dumnezeu sănătate și putere de muncă și sănătate câinilor, pentru că datorită corect lor putem să fim și noi sănătoși, pot să ne salveze în momente grele ale vieții. Mulțumesc și la același urări pentru toată lumea. Doamne ajută, aici punem punct emisiunii din această seară. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Vă doresc o seară excelentă. Ne revedem săptămâna viitoare când vom mai îndeplini în comisiune. Toate cele bune, la revedere!